Dragii mei, pentru astăzi, la cea mai sexy mămică din România, un site, mega site deschis de colegii mei pe A1.ro. Avem foarte multe mămici pe listă. Pentru astăzi am ales una singură, ea este Cristina, îi se spune Isa în particular și o să aflăm imediat de ce. Ne-a trimis această fotografie care este periculoasă, după cum se vede, iată, nu copilul este în pericol, ci mămica. Cristina este în legătură directă cu noi și nu este de acasă pentru că este direct la treabă. Bună dimineața, Cristina! Dimineața, vă pup! Să rămână, unde ești? Acum sunt la unde de am o de la Vega și prefer să începem de aici. Ok. Cu asta te ocupi? Faci make-up? Da, sunt make-up artist. În afară de rolul de mămică, mai am și rolul acesta. Ești în București, cumva? Da, sunt în București. Legenda spune că nu te-ai înscris singură. E adevărat? Cam așa. Mi-a făcut, o să zicem așa. La timpul existentic am înscris eu. Și el acum a vrut să îmi fac așa, înapoi, să zicem. Deci, tu l-ai înscris la cel mai sexy tătic. Da, da, da. Și el te-a înscris la cea mai sexy mămică. Mămică, da. Mamă, ce e în casă la voi, super. Cine e domnișoara? Acum avem o competiție, să vedem care... Care pe care, am înțeles. Cine e domnișoara? Da. Cine e domnișoara? Este o clientă de-a mea, astăzi are o familie și pe cu ea m-ați prins acum. Da. Acum te-am prins, am înțeles. Ne bucurăm tare mult că ești alături de noi. Câți copii ai? Unul din fișa pe care o văd, un singur copil? Cât are? 3 ani. Mulți înainte, cum se numește? Ianis Alexandru. Ianis, am înțeles, nume la modă. Păi, ce să zic, să-ți trăiască, să vă meargă bine toate. Mulțumim. Spune-mi dacă s-a luat legătura cu Consiliul Familiei când ați hotărât să faceți un copil sau a fost o chestiune mai naturală, dacă mă înțelegi? Mai cam naturală. Noi ne pregăteam de nuntă și... A venit totul de la sine și asta nu-mi place. De ce nu? Că un copil de bine venit să fie un dar de la Dumnezeu. Am zis că de ce nu? Dacă nu mai era... Dacă tot era stabilit meniul, da, corect, bravo. Mă arată o zi normală din viața ta, bănesc că și muncești. Duci copilul undeva, da. Îl lași cu cineva? Da, mergem la o grădiniță. Dimineața la 7:30 mă duc la grădiniță, iar după vine aici la salon. Și după la fel, el iau o anumite activități, depinde cum scăpăm, ne împărțim treburile. Eu iau și cu soțul meu, acum ne împărțim. Am înțeles, asta este foarte bine. Draga mea, dacă erai acasă, aveam și testul de viteză, dar fiind aici e foarte greu să-l facem, pentru că nu ai ouă, de exemplu, n-ai bor mașină, varză murată, nu ai... Mă suna ieri, aveam mașină, o bor mașină. Astăzi nu am. Aveai în mașină, o bormașină? Da, ieri, astăzi nu, ieri. Dar ce face o... Dacă s-o spuneam, știi că e în construcție, eram cu mașina lui ieri și avea. Astăzi nu. Ok. Și ăsta, șef, îți dai seama, umblă cu bormașina, e clar. Trebuie uneori să... Am înțeles. Am glumit, desigur. Cristina, te pupăm, îți mulțumim tare mult că ai intrat în legătură cu noi. Sunteți minunate, fetelor. Să vă meargă bine treaba astăzi. Ți-ai ales babă? Ai babă? Ai babă? Ai babă săptămâna asta? Babă. Babă, da, pe 8 am baba mea, da. Pe cât e? Că sunt pe 26 mai născută. Pe 8, 2 plus 6, 8. Pe 8. 8 martie, nu? Da, pe 8. Așa am înțeles că se calculează, parcă. Așa se calculează, pe 8. Ai baba odată cu a lui Răzvan. E de bine sau e de rău? O să plouă cu spume, nu e nicio problemă. O să meargă bine. Să rămână, să vă meargă bine. Ceau. Pa, pa, Cristina. Plouă. Sper, Răzvane, că altfel nu ar fi corect. Zici că nu plouă, Dani, că e după sufletul. Grindină o să fie după sufletul tău, crede-mă. Grindină, tunete și fulgere.